Știu că nu vă așteptați să înceapă vlogul cu această față tristă, dar eu filmez aici de vreo 20 de minute și n-am mai verificat camera. Eu cred că n-am apăsat record, așa că nu s-a înregistrat absolut nimic din ce am vorbit. Am vorbit pentru mine și atât. Dar asta este. Mi-am dat seama că trece ziua asta și n-apuc să vă vorbesc chiar. Este o zi de vineri pentru mine, în care am fost iarăși destul de aglomerată la birou, iar la ora 4, când am terminat programul, era beznă afară. Și am zis, eu ce fac cu vlogul meu? A trebuit să mergem rapid până în oraș, pentru că am zis că trebuie să luăm un brad artificial. Dacă mă urmăriți de ceva timp, ați văzut în vlogciunurile anterioare că noi de fiecare dată am avut brad. No, nu artificial, brad natural. Dar și pentru că nu ne place mizeria pe care brazii o lasă prin casă și nu ne place că trebuie să stăm cu bradul ăla trist după sărbători, să-i găsim un loc în care ori să-l ardem, ori să-l aruncăm. Ne-i și frică cu Idefix și cu Lady să nu se înțepe în lăbuțe, trebuie tot timpul să dai cu aspiratorul, camera e destul de mică și automat ne atingem de brad și cadace. Am zis că mai hai să trecem la versiunea artificială. Vedem cum e. M-am tot uitat pe Amazon și am căutat un brad artificial frumos. Eram dispusă să dau ceva mai mult pe un brad artificial pentru că am zis, băi, îmi iau unul și îl țin ani de zile. Dar sincer, nu am văzut diferență prea mare între un brad de, să zicem, 150 de lire și un brad de 60-70 de lire. Așa că, pentru că n-am găsit niciunul mai scump care să ne placă, am zis că o să iau de la IKEA sau de la JISC. M-am uitat mai întâi pe site-ul celor de la IKEA. Nu mi-a plăcut bradul lor artificial, sincer. Mi s-a părut puțin cam chel, așa. Și după care m-am uitat și pe site-ul celor de la JISC sau JUSC. Acolo am găsit ceva ce-mi plăcea foarte mult și am zis că da, pe ăsta luăm. Dar nu puteam să comandăm online, trebuia să mergem în magazin. Așa că am mers până la JISC, am luat bradul, am să las link către el în căsuța cu descrieri, în cazul în care vreți și voi să vă luați un brad. El la preț întreg era 60 de lire, 59,99, și l-am cumpărat la ofertă de 50% redus, adică 30 de lire. Nu îl voi arăta acum, e în cutie, l-am pus jos, noi facem bradul pe 24 decembrie, așa că până atunci o să stea în cutie. Dar da, nu știu ce să zic, nu suntem fericiți sau triști că nu avem brad natural anul ăsta, pur și simplu am zis că e mai comod și e mai safe și pentru câini. Și că tot am fost la JISC, am cumpărat și o altă rolă de hârtie pentru împacheta cadouri, pentru că nu mai aveam niciuna care să meargă și pentru cadouri de bărbați. Așa că mi-a plăcut foarte mult asta, are așa un model cu frunzulițe și pare mai unisex. Mi s-a părut foarte drăguță. Am dat doar o liră pe ea și când am plecat de acolo, am văzut că e, adică știam că e, dar am zis să intru și până în Boots. Boots fiind o farmacie cu cosmetice, cu mai multe lucruri de astea de fete. Și mi-am cumpărat crema de ochi de la CeraVe. Aceasta, adică. Am văzut că în magazinul Boots era la cel mai bun preț, chiar și online. Crema este 12 lire, dar la Boots era doar 9 lire și ce m-a bucurat și mai tare e faptul că n-am plătit niciun ban pe ea. Am achiziționat-o cu punctele de loialitate pe care le-am eu la farmacia asta, așa că a fost super. Și cam asta am făcut. Am venit acum acasă, n-am ce să vă arăt pentru că e deja... Cât e ceasul? E deja 7 seara aproape. Am zis că vrem să mâncăm ceva rapid. Tibi pregătește iar niște legume la cuptor și cred că face ceva somon, pește, nu știu, ceva de genul. Și după care cred că o să stăm să ne relaxăm, pentru că, da, a fost o zi lungă și simțim nevoia să ne odihnim puțin. Ia uitați cine a venit să mă viziteze. Prințul meu, Idefix. Da, ți era dor de mine? Ți era dor de mine, da, știu. Hai, stai cu minte aici. Și pentru că nu vreau ca vlogul ăsta să fie de 2 minute,
Am zis să vă arăt ce cărți mi-am cumpărat în ultima perioadă, pentru că mi-am dat seama că nu v-am vorbit despre ele, deși eu le-am ținut deoparte, nu le-am pus în biblioteca mea, așa că ăsta e momentul cel mai bun, nu mai stau să fac un videoclip separat, precum îmi propusesem inițial, cel mai bine vă arăt aici rapid ce și cum. Și sunt cărți pe care le-am cumpărat în majoritate din România, când am fost în august, dar am și câteva pe care le-am cumpărat de aici, din supermarketuri sau online de pe Amazon. Prima carte pe care o am în acest tank se numește Dominicana și e scrisă de Angie Cruz. Știu că este un roman de ficțiune și mai știu că este vorba despre o persoană, despre o femeie care a emigrat. E ceva de thriller, din câte am înțeles. Este un roman foarte lăudat pe Instagram. Așa că, sincer, cam de asta l-am cumpărat. Următoarea carte este scrisă de Dolly Alderton. Se numește Everything I Know About Love. Este o carte ușurică, din câte am înțeles, foarte simpatică, amuzantă, așa că, da, cred că voi trece rapid prin ea. Mai departe, am și cartea scrisă de Bernardine Evaristo, Girl, Woman, Other. Despre această carte, sincer, nu știu prea multe. Știu că este tot așa un roman de ficțiune și în care se vorbește despre mai multe femei din Marea Britanie și despre cum s-au lansat ele în carieră, dar sincer nu știu foarte multe, pur și simplu am văzut-o foarte recomandată pe Amazon și am zis că hai să încerc. Și ultima carte în engleză pe care cred că o am aici este scrisă de Chris Atkins, se numește A Bit of a Stretch. Din câte am înțeles, el a făcut un research al vieții în pușcărie și aici vorbește, e practic jurnalul unei persoane din pușcărie, despre cum trăiește el, ce face, cum se descurcă și sincer nu e ceva ce pot să zic că wow, vreau neapărat să știu, dar mi s-a părut interesant și plus că am găsit-o și la un preț foarte bun într-un supermarket aici, așa că am zis, de ce nu? Iar acum am mai multe cărți în română, pentru că mi le-am cumpărat pe toate în august când am fost. Am plasat o comandă și pe elefant.ro, mi-am luat și din Cărturești, am, cred că, una și din biblioteca lui Tibi de acasă. Așa că o să încep cu unul dintre autorii mei preferați, și anume Octavian Paler. Am fost în Cărturești cu o prietenă și am văzut cartea asta, Rugați-vă să nu vă crească aripi, pe care, nu știu cum, dar nu am citit-o. Iar prietena mea, când a văzut că vreau să-mi o cumpăr, mi-a cumpărat-o ea, așa că de-abia aștept să o citesc. Mie îmi place foarte mult acest scriitor și vă recomand să citiți cartea Viața pe un peron. Am citit-o de două ori, de fiecare dată mi s-a părut altfel, am văzut-o cu alți ochi, pentru că prima oară am citit-o în liceu, a doua oară am citit-o acum un an sau doi și da, practic am văzut-o altfel, dar în ambele dăți mi-a plăcut foarte, foarte mult și o recomand. Hei, de ce plângi de fix? Mai departe am cumpărat și cartea Vânătorii de zmeie, scrisă de Khaled Hosseini. Este o carte de ficțiune, din câte știu eu. E povestea a doi băieți, prieteni, din Afganistan. Și este o carte pe care iarăși o văd foarte recomandată. Am văzut-o și la Andra Udrea și mi s-a părut interesant așa descrierea ei. Așa că de asta am cumpărat-o. Hai, vrei să vii lângă mine? Hai, vine lângă mine. Hai, vine aici. Hai. Hai, vine lângă mine aici. Hai. Așa. Hai. Da, iubire, da. Da, ce miros? Da, ce miros? O carte pe care am cumpărat-o doar pentru că a fost recomandată de Irina de pe canalul Cofentropii și pentru că ea spunea că este o carte tare ciudată, este cea a Samantei Schweblin, se numește Păsări în gură. Adică numai titlul e dubios și îți dai seama că trebuie să fie o carte ciudată. Și am mai înțeles de la altcineva că i-ar fi dat coșmaruri această carte. Sper să nu fie cazul și la mine, dar am înțeles că e puțin horror, puțin grețoasă, dar interesantă, se joacă puțin cu mintea ta, așa că, da, mie mi s-a părut un motiv suficient pentru a o cumpăra. Și dacă vă vine să credeți sau nu, eu până în momentul de față n-am citit niciun roman al Rodicăi Ojoc Brașoveanu, pardon. Așa că în aeroport când ne-am întors am găsit cartea asta grasă și proastă. Din câte am înțeles, ea scrie foarte bine și ar fi considerat un fel de Agatha Christie a României. Spre rușinea mea nu am citit nimic de această scriitoare,
Așa că dacă tot am dat de această carte, am zis, hai să văd și eu despre ce e vorba, pentru că nici de Agatha Christie n-am citit foarte mult, dar ce am citit îmi place și sunt curioasă să văd și o versiune așa românească. Și o carte pe care mi-am cumpărat-o doar pentru că m-a atras foarte mult coperta și pentru că îmi doresc să învăț mai mult despre lumea asta așa a parfumurilor, este aceasta. Se numește Guerlain și e scrisă de Elizabeth de Fideu, cred că se pronunță, nu știu sigur, dar uitați-vă puțin cât de frumos arată coperta la cartea asta, mi se pare absolut superbă. Și am văzut că și Ani de pe canalul Beauty Barometer tot a recomandat-o și a zis cât de frumoasă e și pentru că în ultimul timp am descoperit și eu mai mult din parfumurile Guerlain, am zis că e prea frumoasă să nu o am în colecție, chit că o să fie o carte așa de masă, de coffee table, tot vreau să o am la mine acasă. Eu nu prea citesc romane istorice, nu sunt my cup of tea, cum zic englezii, dar din când în când îmi place să mai schimb genul, nu-mi place să merg pe un singur stil, așa că am văzut o carte din această categorie. Se numește Eugenia și e scrisă de Lionel Duroy. Sper că am pronunțat iarăși bine numele. Și am văzut-o foarte recomandată. Este practic un fel de ficțiune împletită cu realitatea și scrie aici că este un roman răvășitor despre România anilor 1930-1940, inspirat de jurnalul lui Mihail Sebastian. Da, de asta am cumpărat-o. Sunt foarte entuziasmată să citesc această carte. Cred că va fi printre primele din acest tank pe care aș vrea să o citesc. Și că tot am menționat istoria, mi-am cumpărat și câteva biografii, iarăși ceva ce am început să citesc în ultima perioadă mai mult, înainte nu prea mă atrăgeau. Și am să încep cu o carte de care sunt extrem de curioasă și pe care îmi doresc foarte mult să o citesc cât de curând. Este vorba despre Ultima romantică, scrisă de Hanna Pakula. Ei bine, astă vară, adică în august, am fost la Grădina Botanică a Reginei Maria din Balcic. Și m-am îndrăgostit efectiv de locul ăla. Am zis cu Tibi clar că vrem să mergem o dată și într-o primăvară, pentru că e atât de frumos acolo și cred că în momentul în care înfloresc toți copacii e absolut divin. Așa că, da, de-abia aștept să ne reîntoarcem în acel loc. Și pentru că îmi place tot ce am auzit până acum de Regina Maria, tot ce am învățat la școală, tot ce am auzit în diverse documentare, dar nu-i știu viața așa în amănunt, am zis că trebuie neapărat să citesc această carte. Ea a fost ceva mai scumpă, să fiu sinceră, dar am prins-o la ofertă pe Elefant și am zis că acum este momentul să mi-o cumpăr și sunt tare entuziasmată să o citesc și să aflu mai mult despre Regina Maria. Și la fel de curioasă sunt să citesc și biografia Mariei Tănase, o altă carte pe care mi-am cumpărat-o în România, scrisă de Stejărel Olaru. Iarăși o cântăreață, o artistă româncă de renume, despre care nu știu foarte multe lucruri, dar sunt foarte curioasă. Așa că, da, mă bucur să am și biografia ei în colecție. O altă artistă a cărei biografie am vrut să o citesc este cea a lui Coco Chanel, scrisă de Edmond Charles Roux. Despre ea știu mai multe lucruri, dar n-am citit niciodată, iarăși, viața ei să înțeleg exact ce și cum. Știu în linii mari, dar sper să aflu mai multe detalii citind această carte. Idefix al meu își pierde din răbdare și îmi dă o stare așa de agitație că tot plânge, nu știu dacă l-au zis pe fundal, dar e tot... Dar mai am doar două cărți despre care vreau să vă vorbesc, prima dintre ele fiind Dama cu camelii, scrisă de Alexandru Dumas Fiul. Ei bine, asta am citit-o când eram în liceu, sau cel puțin cred că am citit-o, nu mi-amintesc foarte mult din ea. E de fix să-mi stric aici feng shui-ul. Dar, nu știu, m-a atras. Vreau să o citesc, am auzit că este una dintre cele mai bune scriere a lui Dumas Fiul, așa că am luat-o. Și o carte pe care am găsit-o în bibliotecă la Tibi acasă și pe care el mi-a recomandat-o și pe care vreau să o citesc înainte de a vedea filmul, pentru că am înțeles că în curând se va lansa și filmul, sau cel puțin trebuia, nu știu acum cu pandemia când va fi lansat, dar înainte de a fi lansat vreau să citesc cartea. Este vorba despre volumul 1, Dune, scris de Frank Herbert. Eu am două cărți, pentru că primul volum
din colecția asta veche, Nemira. A fost împărțit în două cărți, dar practic ăsta este primul volum. Și da, sunt foarte curioasă să o citesc, să văd dacă îmi place. Este un roman science fiction. Și da, nici la asta, nu prea... Eu cu science fiction-ul mai slăbuț, dar dacă Tibi mi-o recomandă, de-abia așa să citesc, să văd ce părere am și eu. Măi, tu de ce plângi? De ce plângi? Dacă stai jos, vrei la mine. Dacă stai cu mine, vrei la Tibi. Unde vrei să stai? Vrei să stăm toți într-o cameră sinistrați, nu-i așa? Da. Da, eu așa vreau. Eu așa vreau. Idefix m-a părăsit. A venit Tibi acum și l-a luat. Văd că moare și bateria la cameră, așa că mă grăbesc să închei acest vlog. Și vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături în continuare. Nu uitați să vă abonați și acestui canal, pentru că îmi doresc să crească acest canal, așa că dacă vă place ceea ce fac și vreți să fiți la curent cu ce postez în viitor, nu uitați să vă abonați. Da, cam atât. Eu am să pun aceste cărți acum în bibliotecă, pentru că nu mai e nevoie să le țin deoparte, iar noi ne revedem în două zile cu un nou vlogciun. Până data viitoare, nu uitați, aveți grijă de voi și de sufletele voastre. V-am pupat! Pa!